Prieteni, astăzi vom vorbi despre minciună. De ce nu este bine să mințim? Eu aș zice, de ce este interzisă minciuna sau minciuna înțeleasă ca deviere de la un comportament uman integru? Ce este minciuna, înainte de a ne întreba cum vede Sfânta Scriptură minciuna? Minciuna este o pervertire a realității. Un mod de a o falsifica, de a spune că este altceva. Și ea pornește, Evanghelia Mântuitorului Hristos ne spune că ea, răutatea, toate răutățile zac în inima noastră, pornește de la o disonanță dintre ceea ce vedem și acceptăm. O disonanță aleasă. Asta presupune premeditare. În Sfânta Scriptură, minciuna este condamnată, este judecată. Într-una din poruncile, din cele 10 porunci, se spune foarte clar în Cartea Numerilor, Cartea Legii, dării legii de către Dumnezeu, lui Moise. În tradiția iudaică, Moise este cel care scrie legea pe care i-o dictează Dumnezeu. Spune să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Iar porunca asta conține implicit minciuna, mărturia mincinoasă, lucrul contrafăcut, un neadevăr, defăimarea. Să nu depui. Consecințele unui neadevăr afirmat ca adevăr este... Consecințele sunt devastatoare. Și ne aducem aminte de referatul biblic în care se pomenește de căderea lui Adam și a Evei, căderea părinților noștri. Păcatul strămoșesc, identificat de biserica noastră, numit de biserica noastră, păcat strămoșesc. Păcatul strămoșesc se bazează pe naivitatea sau lipsa de maturitate în judecată, în alegere a părinților noștri și intenția celui rău, șarpele. Am vorbit într-un episod anterior despre Balaur, șarpele, chipul răului. Șarpele este cel care aduce îndoiala minte pe Eva și aduce îndoiala sau necredința în acea poruncă, să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. În Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 8, îl găsim pe demon, pe diavolul, numit ca tată al minciunii. Minciunea este păcat demonic. Sigur, uneori nu realizăm gravitatea, considerăm că există minciuni nevinovate. Englezul zice white lies. Nu există minciuni nevinovate. Există minciună care înseamnă distorsionarea realității, adevărului. Ei, ce ne mai spune nouă Scriptura? Ne spune că mincinosul, nu doar minciuna, mincinosul, nu va face parte din împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să vă ofer câteva citate, să vă ispitesc în sensul de deschiderea apetitului față de cunoașterea Scripturii. Să vedeți ce zice Scriptura despre minciună. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu există defăimare între voi. Să nu există. Zice în Cartea Psalmilor, cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Proverbe, capitolul 6. 6 lucruri urăște Domnul. Și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, mândria. Limba mincinoasă. Mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Minciuna ca sursă de robie, de încătușarea noastră. Ori noi știm că Mântuitorul Hristos
ne invită la libertate. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul vă va face liber. Ei, libertatea pe care ne-o garantează Dumnezeu prin trăirea noastră de adevăr, așezarea noastră în adevăr și în îndreptarea acelei oglinzi a sufletului prin adoptarea adevărului ca mod de viață, ne eliberează de povara minciunii. Minciunea este urâtă lui Dumnezeu. Haideți să trăim în adevăr.